o femeie din Bihor este căutată de polițiști pentru o ceapă de 120.000 de euro cu ceapă cumpărată din Polonia. What the fuck? na, Ea nu știa că noi avem buzău? S-a inspirat de la Corea de Nord. A, de fapt a să Mamă, le-a tras stil exact. Volvo. Exact, exact în stilul Volvo a fost. 30 de facturi au fost emise pentru ceapa respectivă pe care Incredibil. trebuia să fie vândută mai departe uh, și a dispărut. Femeie de negăsit, însă sunt, are o sentință de 2 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune, chiar are și o poză că e dată în urmărire. Mm -hmm. Doamna Buda, Adriana Ana, arată cam așa bine, nu cred că mai arată așa astăzi, cred că s-a sau Exact, și-a schimbat un pic lucru ca să nu fie recunoscută, da. dar uh, e de negăsit. E din Calea Mare Bihor România. Dacă o vedeți pe doamna asta, dați apă la ceapă. <laughs>